Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 5 domni japonezi au fost arestați în Japonia pentru furtul a 600 de kilograme de castraveți de mare, scrie Libertatea. Aceste animale acvatice, ele sunt animale, nu sunt legume, deși se cheamă castraveți. Dicotile donate. Mă rog. Aceste animale acvatice sunt o pradă ușoară, scrie reporterul, nu sunt greu de prins. Aș zice că nu și în Ardeal. Ați văzut vreodată castraveți de mare în cărciumile din Ardeal? Nu, deoarece se feresc. Hai mă, nu fi rău. Iar o să zic ardelenii că avem ceva cu ei și facem mișto. Melce, ai văzut în cărciumile din Ardeal? Nu. Aceste, da, sunt niște pedepse foarte aspre în Japonia, împotriva braconierilor de castraveți de mare. Dar... Este braconier de castraveți de mare? Da, da, mă, da. Este foarte scump kilogramul de castravete de mare. Câte kilu de castravete de mare? Uite că am uitat. E mai scump ca în obor? În obor? Cât e kilu de castravete de mare în obor? La 60 de lei. Cam. Îi găsești lângă păstăi de mare. Costă... Nu știu dacă le dai idei, o să le exporte castravete de mare. Costă 20 de euro kilu. Deci, practic, cam mai ieftin decât căpșunele românești în momentul ăsta, da, și bagă la pușcărie săracii de ei. Pedepsele aspre nu par să fi descurajat unii pescari braconieri și bandele Yakuza în căutare de fonduri. Yakuza sunt mafioții. Deoarece poliția vânează mafioții, le taie sursele tradiționale de venit Yakuza. Mafioții vânează castraveții și tot așa. Deci, bă, dacă nu mai poți, ce faci în Japonia dacă ești mafiot? Nu mai poți să faci trafic de droguri, nu mai poți să faci prostituție. Păi fi ce te faci? Grădinărești. Te faci legumicultor maritim. Prins castraveți de mare. Legumicultor care... maritim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.